Bună, dragilor, bine v-am regăsit pe canalul meu. Ne încercăm astăzi din nou norocul pe acest clip. Deschidem din nou câteva boxuri să vedem dacă am noroc astăzi să-mi pice un obroller sau poate un gadget sau ceva important. Sau dacă, de ce nu, poate upgradăm câțiva broller pentru că abia aștept să-i cresc în power level. Până una alta, vreau să vă vorbesc un pic despre like-ul ăla pe care vă rog din tot sufletul de fiecare dată să îl dați la acest clip și poate dacă vedeți și alte clipuri de ale mele, v-aș fi veșnic recunoscătoare, să dați like, este foarte important, nu costă nimic. Dacă sunteți noi și vă place ceea ce eu creez aici pentru voi, vă rog să dați subscribe și nu uitați de clopoțel, cel mai important este clopoțelul pentru că YouTube vă va da notificare de fiecare dată când eu postez un nou clip, adică duminică, marți și joi la ora 18. Și începând de astăzi o să trec aici undeva, în fiecare intro, membrii care sunt la mine pe canal, puteți să deveniți și voi membru, vă las un link în descrierea acestui video. Cam asta am vrut să vă zic, haideți să-i dăm drumul. Sunt curioasă dacă astăzi avem noroc să pice ceva în boxurile astea, cred că este ultimul box opening din sezonul ăsta. Am, după cum puteți vedea, am sus, am reușit să fac 11.000 de trofei, am chiar 11.003. Pe Trophy Road am decolectat 500 de coins și am un mega box, cel de la 11.000. Iar jos aici pe Brawl Pass am 16 big box-uri de deschis. Sunt curioasă dacă am astăzi noroc să upgradez ceva sau să îmi pice ceva nou. Așa că voi începe cu Trophy Road, ca de fiecare dată, o să colectez bănuții, 500 este o sumă foarte importantă și colectăm mega box-ul, 176 pe Edgar, am primit ceva pe Jesse, pe Jean, pe Rosa și mai am la Brock, destul de mult pe Brock, foarte tare. Și cam asta a fost aici pe Trophy Road. O să deschidem boxurile. Haideți să vedem dacă avem noroc astăzi de ceva. Primul box, am 45 de coins, Edgar 8-bit. Ia. Mai am două powerpoints-uri și pot să îl cresc pe 8-bit. Foarte tare. Colonelul primește ceva consistent, mă bucură mult chestia asta. Apoi, al doilea big box, 24 de bănuți, să vedem ce noroc am astăzi, și am gadget pe Spike, cât de tare, nu cred, am Popping Pincushion, cât de tare, îmi place ideea, mă bucur mult de gadgetul ăsta, chiar mă bucură. Alt big box, 74 de bănuți, Penny, Rosa, și Spike primește 30. Oh, bravo Spike. Azi ești norocos, ești foarte norocos. Mai am 13, o deschidem și pe asta, 58 de bănuți. Bull, Edgar și Poco. Poco, de când am mai dat norocul peste tine. A 12-a cutie, 48 de bănuți, Bo primește 8, Rico, bun, Jean, nu mai are Jean, aveam senzația că sunt mai upgradată cu Jean. Încă un box, Jessie, Nita și Bo primește, bun, hai băieți că puteți. 88 de coins pe Shelly, pe Rico și Ems primește 20, bravo Ems. Mai am 9, deschidem și pe asta, 90 de bănuți, o să mă îmbogățesc cu atâția bănuți. Shelly și Poco, bravo Poco. 8 big box-uri, 47 de bănuți, Jackie, săraca Jackie și Spike. V-am zis că Spike astăzi este pe noroc. Uitați-vă un pic câte powerpoints primește și a primit și gadget. E șmecher rău astăzi Spike. Mă bucur mult. Deși n-am mai jucat, cred că de mult cu el și ar trebui să... Acum cu gadgetul nou trebuie neapărat să joc cu el. Încă 7 boxuri.
64. Piperuț primește ceva, Shelly și Brock 20. Ne apropiem cu Brock de ceva gradare. Încă 6. Boxul. Fang a primit și el ceva. Nita 20 și Jean 20. Bravo, bravo. Haide, mă, că vreau să upgradez pe cineva, mă. 84, Frank primește și el din nou 2, Carl 11 și 8-bit 30. Deci 8-bit este oficial, va crește în power level, ceea ce îmi dă o altă bucurie maximă. Încă 4 big box-uri. Hai că e destul de bine până acum. Colonel Ruffs primește 9, El Primo 10, El Primo, drăguțul de el, și Surge primește ceva, 15 power points, încă 3, 12 pe Bo și Piper 28 și poate fi și ea upgradată în power level foarte tare, încă 2, hai, mă simt norocoasă, bravo Frank! Bo primește din nou și el 20 și Brock 20, încă 40 pentru Brock și pot să-l cresc în power level. Bravo, bravo, bravo. Încă un big box și ultimul, 50 de bănuți, Stu primește 10, Ems primește 11 și Barley primește 30. Bravo, Barley. Foarte tare, foarte productiv, sunt mulțumită de rezultatele de astăzi. Avem două chestiuni de făcut, am un 8-bit de upgradat în power level 6 ei și un piperuț de upgradat în power level 4, primește aici 2000, încă 120 la health, ceea ce e foarte bine pentru piper pentru că este foarte, foarte slabă la viață și avem damage-ul crescut cu 76 la super din nou, încă 45, foarte tare. Și avem gadgetul ăsta nou pe Spike, ce mă bucură foarte tare. Îl voi folosi cu drag. Eu zic să-l încercăm acum, ce ziceți? Chiar aș fi tare încântată să îl încerc. Hai să vedem ce poate să facă. O să luăm repede, repede într-un duo. Să vedem dacă... ce poate să facă? Sunt chiar curioasă să văd cum funcționează. Am citit ceva despre el, am un clip făcut special cu Spike undeva aici pe canal și... Hai, colegu! Și știu că e foarte eficient și vreau să văd dacă mă descurc și eu cu el. N-am mai aveam răbdare să nu-l testez. Opa! Cu Spike n-am prea jucat în ultima perioadă, nu știu, nu sunt... Colegul meu s-a dus ca... L-am omorât și eu pe cel care l-a omorât pe el. Nu prea am mai jucat cu Spike, am avut prea foarte mulți brawler noi și probabil de asta n-am mai dat importanță celor vechi, deși știu că merită și el să mai joc cu el din când în când. Este singura mea legendară doar. Foarte tare. Haide, 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 că mai e unul aici, știu eu. Uite, mai e aici un Spike. Opa, este robotul ăla nenorocit care îți face viața un calvar. Hai să vedem. Cât de tare e! Una peste alta, o zi foarte productivă. Foarte, foarte productivă. Un gadget nou, 3 brawler, parcă crescuți în power level. Foarte mare bucurie. Gadgetul pe Spike mă super bucură. Cam asta a fost totul pentru astăzi. Mă bucur că ați stat până la final, că sunteți alături de mine de fiecare dată și vă rog, nu uitați de like-ul ăla, este foarte important, mă ajută foarte mult. Subscribe și până data viitoare, vă pup și aveți grijă de voi!